Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la Far Cry 4, un mic gameplay. Un joc care l-am așteptat foarte mult să apară, ca acum când apare să-l judec așa de aspru. Și am să vă spun imediat și de ce. Dar haideți mai întâi să vedem acest cinematic genial. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Vreau ca voi să fiți atenți la acest cinematic și nu la mine. Eu nu sunt foarte important și alte chestii. Nu contează asta. Bun. What's happening? Fii atent că ăsta a găsit droguri în mașină. De dedesubtul mașinii a găsit ăsta droguri. Ai, mamă. Mamă, ce-i cușcă pe ăștia, ești prost? Nu! Gata, șef, nu da. Oh, și vine și caracterul secundar sau principal din acest joc. Principal după mine, pentru că caracterele inamice principale sunt întotdeauna cele mai importante, cum în Far Cry 3 a fost Vaas și în Far Cry 4 e tipul ăsta, caracter principal. Cel puțin așa cred eu și consider caracterul cu care îl joc eu un caracter secundar. Stop. Shoot. Do those words sound the same? But it got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. Oh! Ce carton rechea da cu pixul ăla sau glonțul ăla sau ce naiba o fi. Ai, mamă. Tipul ăsta cred că poate să te omoare până și cu o furculiță. At least there's a silver lining. We didn't completely fuck it up. Get up, boy. I recognize those eyes anywhere. I'm so sorry about this. This was supposed to be. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Is this your plus one? Frate, ce glume are asta. Incredibil. Haideți să vă spun mai exact de ce îi ofer acestui joc nota 6. Am mai jucat jocul ăsta și m-am mai documentat așa despre jocul ăsta. Și mi s-a spus că dacă aștepți acolo la început 15 minute, tipul ăsta o să vină înapoi și o să închei jocul în mai puțin de 20 de minute. Și așa a fost, am așteptat vreo 15 minute. Tipul ăsta a venit, apoi m-a dus cu elicopterul undeva unde am pus vaza și apoi s-a încheiat jocul. Done. E incredibil, fraților. Deci fiți atenți. Jocul e acțiune. Trebuie să omori, trebuie să bați. Mamă, ce mișto e melodia. Trebuie să omori, trebuie să bați, trebuie să upgradezi, trebuie să cucerești outposturi, toate chestiile astea. Sânge, morți și mai multe morți. Și toate astea pentru ce? Pentru ce? Vă zic eu pentru ce. Ca să pui o vază undeva și să chei tot jocul. God damn it. Adică gândiți-vă numai un pic.
principiul jocului, povestea principală a jocului. Este, eu vin aici în locul ăsta numai pentru că ca să îngropă cineva. Atât. Atât, doar pentru asta. Pentru asta eu vin aici. E incredibil. Oh, perfect, e și băguit sunetul. Perfect. Deci, aștept exact în camera în care mă vedeți voi, aici sus, după ce îl execută pe tipul din dreapta. Și apoi se încheie jocul. Done. Wow. De ce îi dau 6 și nu mai puțin sau ceva de genul? Pentru că jocul ăsta are niște grafici bune. Personajul dinamic sau personajul principal, habar n-am, spuneți-i cum vreți voi, e genial și tipul ăsta. La fel de genial ca Vaz. De fapt nu, Vaz Montenegro din Far Cry 3 e ceva mai bun. Și finalul principal al jocului, lăsând la o parte finalul secundar, finalul principal al jocului este acela că la final eu aleg să decid dintre să-l omor pe tipul ăsta, știți? El îmi spune, dacă vrei mă împuși pe mine sau dacă vrei poți să-ți savurezi, să savurezi masa. Wow! Genial! Genial! Bine, și Far Cry 3 are un sfârșit un pic cam ciudățel, ca să zicem așa. Vedeți voi, eu nu doar joc un joc, nu doar o fac pur și simplu, doar îl joc și vă explic vouă. Răceală. Eu prefer să analizez jocul. De ce e așa, de ce l-au făcut așa, ce i-au determinat pe ei să facă jocul așa, ce părere am eu despre el. O analiză un pic mai aprofundată a jocului. Vedeți voi, mie mi se pare insuficient doar să vorbesc despre joc gen ăsta e Far Cry, poftim gameplay. Nu, mi se pare o chestie inutilă. Mi se pare o chestie proastă. E groaznic doar să joc jocul fără alte discuții, fără alte comentarii de-astea importante care marchează jocul. Adică, serios, fraților, indiferent ce vârstă aveți, voi nu v-ați jucat vreodată un joc și nu v-ați întrebat vreodată, bă, de ce l-au făcut așa? Puteau să-l facă altfel, dar de ce nu l-au făcut așa? De ce l-au făcut așa? Nu v-ați întrebat absolut niciodată? Stay right here, enjoy, don't move, I'll be right back. Vedeți voi? Și exact în acest punct eu pot să-mi aleg fie să stau aici 15 minute să nu fac nimic și dacă vreți am să și fac ceva așa separat în care doar stau aici, bineînțeles o să fie gen speed forward sau ceva de genul. Dar cum iau banii de pe masă? Bineînțeles dacă vreți. Până atunci am să las acest gameplay, am să joc pur și simplu jocul așa cum trebuie. Oh, perfect. 1600 de capa de ăștia. Bă, ăla-l chinuie acolo. What the fuck. Ok. Hai să ieșim de aici. Să jucăm jocul așa cum cică trebuie jucat. Ok. Cu fără. Ammo for handguns. Ok. The Blood Ruby Mission. Așa, once you... Ok. Niște hârtii pe aici, nu o să stau să le citesc, că n-am chef. O să deschid aici, să intru? A? Dar mă întreb ce se întâmplă dacă deschid aici. Chiar sunt curios.
Actually, let's rewind for a bit because I want to make sure that you know exactly what I want. Mă enervează că se aude cad în fundul budei și n-am ce să-i fac. Mă rog, măcar puteți să citiți subtitrările. E groaznic totuși ce a putut să facă Ubisoft. Adică din niște băieți buni ce erau cei de la Ubisoft, au ajuns niște mari pacoste. When these doors open, I need you to keep your head down for the truck as fast as you can. Ok. Oh, perfect! Se aude! Mă rog, s-a auzit stay close-ul. Uite și asta. Fugi! Dan. Salut! Oh my god, what the fuck? Ia uzi! Muzica de talibani! No shit, Sherlock. Ok. Se mișcă și sensitivitatea asta. Eu sunt obișnuit gen cu o sensitivitate extrem de rapidă a mouse-ului. Se mișcă greu pentru mine. Right, pe dracu. Ah, mașina aia trebuie să trage. Oh, damn! Oh, snap! A fost gălăgioasă asta? Gălăgioasă rău căderea asta? Oh my god! Wow! Așa egale, respond please. Yes. Din nou nu se mai aude. Dar de data asta nu se mai aude absolut nimic. Genial. Mamă cum a murit ăsta, ești prost. Head to the tower. Ok. Pot să găsesc ceva pe aici, interesant. Opa. Stealth fundamentals. Press T to throw a rock, distract, press Q, crouch. Opa. A, uită-te acolo! Nu îndrăzni să mă detectezi! Căcat! Nu sunt bun la stealth. Armă ceva! Cuțit! De dracu cu cuțitul ăla, frate! Cum dracu... Mori! Mori! Nu înțeleg, stai. Oprește-te! God fucking damn it, unde e arma? Ai, YOLO. Mă piș. Mă moară. O, 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 o! Haide! Mai aveam un pic și scăpam și așa.
Asta cred că e tipul ăla care mă răpise pe mine. I'm kidnapping a fucking chef. Ce tare e tipul. Ajay Gale. Ce nume de taliban? Ajay Gale. Ah. Merci. Hold the climb. Bine. Ce dracu mă uit, frate, stânga dreapta? Wow. Oh, ce uște. It's an honor to meet you, son of Mohan. I'm amazed you made it all the way here on your own. Sabal is waiting for you near the tower. Mulțumesc, talibanule. De ce vorbești cu engleza asta și cu accentul ăsta? Eu nu înțelege eu. Mă rog. Din nou, mă scuzați pentru asta. Oh, Chinese. Ti 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 ti. Ia uite, ce faci? Ajay, you made it. Good job, son of Mohan. Dar de ce sunt eu son of Mohan? Oh, câte arme pe aici, rachete, ia uite. Uniție pentru shotgun și cred că dacă trag două gloanțele astea, bubuie imediat. Ok. Flamethrower. Wow. Bă, măcar pe ăștia i-aud, știi? A, nu, aici jos trebuie să merg, nu? Da, aparent, da. Ups. Boom. Done. Oh. Bah, this is bad. Cus mai veni scoaie. Oh, pot să-l conduc, fii atent. Ciope, mă simt, fii atent. Shoot. Ups. Upsi daisy. N-a mers prea bine. Ups. Marș. Ce-i drept, nici nu am o placă genială pentru jocul ăsta ca să joc eu cine știe ce gen să se miște super bine. Deci eu acum joc la super low. Oh. Damn son. Și cam aici se încheie și cu acest gameplay, a fost unul destul de lung, am stat vreo 25 de minute cam pe aici. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Eu am fost aici Uncio, sper că v-a plăcut acest gameplay, dacă da, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Până data viitoare, vă urez tuturor multă baftă. Pa!